seara, dragii mei, și bine ați revenit la o nouă etalare de pe canalul Tarot Viață Împlinită. Astă seară vom face o etalare cu două variante de răspuns, ținând cont și de situația astrală delicată sau interiorizantă mai mult. Și vom afla dacă persoana la care voi vă gândiți ține la dumneavoastră, nu ține, are sentimente profunde, nu are. Cu alte cuvinte, ce simte această persoană pe care o aveți în gânduri față de dumneavoastră acum? Și avem numărul 1 și numărul 2. Vă mulțumesc pentru abonări, pentru comentarii, pentru sugestii, pentru critici, pentru mesaje de orice gen. Și să începem. Numărul 1. Bun, avem cărți în poziție dreaptă și în poziție inversată, 5 de monede inversat, moartea și cumpătarea inversată. Prin urmare, două arcane majore, una minoră din suita monedelor. Ca atare, avem ca zodii aici, în principal, pe cele de pământ, taur, fecioară, capricorn, apoi, foarte prolific, se vede scorpionul la mijlocul etalării și săgetătorul. Deci avem săgetător, scorpion și zodiile de pământ, taur, fecioară, capricorn. Bun, întâi de toate, ce simte această persoană vis-a-vis de situația dintre voi? E conștientă această persoană că au existat multe momente de răceală între voi sau de lipsă, de lacună. Dar lucrurile au și oscilat, adică persoana asta consideră că nu au fost totuși momente în care să nu fi lipsit apropierea față de dumneavoastră. Deci e conștientă de lacune, dar și de perioadele mai bune dintre voi doi. E drept că sunt anumite persoane aici unde contactul a fost minim, 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 foarte mic cu această persoană și vi se pare într-un fel că stați mai mult agățați de o iluzie, pentru că persoana asta de fapt a fost nespus de rece și de distantă. Persoana asta însă nu consideră așa, indiferent dacă contactul dintre voi e strâns, a fost strâns sau nu a fost pe atât cât a fost în realitate. Oricum ar fi, și persoana asta a trăit multe prin prisma legăturii dintre voi, indiferent în momentele când lucrurile au părut că se termină sau chiar s-au terminat fizic, dar spiritual au continuat să renască, lucrurile astea au o greutate pentru persoana la care voi vă gândiți, deci nu numai pentru dumneavoastră. Și chiar dacă răcelile și perioadele astea de pustiu așa au părut că duc persoana asta într-o zonă în care nu-i mai pasă de dumneavoastră, nu este chiar așa. Adică chiar și în momentele de maximă răceală, înăuntru său perioada asta, persoana asta mai avea cel puțin un gând pentru dumneavoastră sau un gând i-a fost suficient la un moment dat după o lungă despărțire ca să repornească totul. Și voi iubind mult persoana asta, cum a dat un semnal către voi, ați și pornit către ea. Oricum, persoana asta are o intensitate aparte. În destule cazuri de aici poate să fie o persoană mai roșcată, ochi căprui sau negri. Literele C și I se arată cel mai mult. În orice caz, persoana asta a avut și va mai avea sentimente din astea la sânge sau pe care se le simt în spirit, în suflet.
Independent de iarna pe care o așternea între voi doi, da? Asta nu însemna că nu conștientiza profunzimea legăturii. Doar că îi se părea că e mai importantă partea materială. Îi se părea că e mai importantă siguranța unei relații obișnuite, care să nu-i trezească tot felul de tulburări interioare. Persoana asta oricum consideră că a trăit multe experiențe, că a învățat multe din viață, că știe ea mai bine cum ar trebui să decurgă lucrurile, că poate dumneavoastră ați încercat să impuneți un anumit ritm și persoana asta avea ritmul ei cu adevărat. Nu la toți scorpionii e drept, dar, spre exemplu, energia asta de aici și mai ales axată pe scorpion mă duce cu gândul la faptul că de multe ori scorpionii pot fi foarte intenși și să-și pună pata obsesivă asupra cuiva, dar dacă persoana aia își îndreaptă atenția asupra lor, ei să se retragă, da? Adică văd și un comportament din ăsta așa ininteligibil, da? Greu de înțeles. Când venea unul, când pleca celălalt, voi zicea, nu mai, m-am săturat, mi s-a luat, s-a terminat, e final. Și apoi după nu știu cât timp revenea persoana asta. Dar, oricum ar fi, văd că dacă în momentul de față sunteți pe linie moartă, dacă pot să zic așa, nu mai există răbdare pentru a reîncepe. Deci lucrurile vor reîncepe și așa neliniștit, în trombă, nu știu cum să spun, în pripă, foarte, foarte repede să reluăm lucrurile, să ne vedem. Și energii foarte, foarte intense se văd aici. Încercați totul să vă mențineți cumpătul și să mențineți cumpătul și al acestei persoane, pentru că lucrurile astea făcute exploziv sunt bune pe de-o parte, pentru că ne și fac să creștem într-un mod exploziv, dar ne pot și dărâma foarte ușor sau ele se pot dărâma foarte ușor. Și trebuie să existe, în continuare, există aici niște nepotriviri. Nu sunteți cu totul în aliniament unul cu celălalt. Persoana asta, cum ziceam, va fi sau este deja interesată puternic să reintre în grațiile dumneavoastră și să revină către dumneavoastră, dar atenție mare la orice dezechilibru, orice necumpătare, da? Din partea acestei persoane sau chiar din partea dumneavoastră, în cazul în care persoana asta revine și voi trebuie să vă reorientați către ea. Dacă lucrurile merg în regulă între voi doi, ele vor trece în etapa următoare. Dar atenție și aici că vor trece așa, parcă cu tremurător, nu știu, aproape fără o logică, fără o ordine. Și atunci se poate să formați, nu știu, să spunem, o casă și să nu fie, nu mă refer, mă refer în sens metaforic, da? Să formați o casă și ea să nu aibă cea mai solidă fundație. Da? Deci încercați să faceți totul cu calm și să trageți dumneavoastră persoana asta înspre o zonă calmă, pentru că în mod normal, în iubirea aceea neîncărcată de karme și de programe de pe subconștient și așa mai departe, iubirea aceea este foarte, foarte lină, este caldă, este luminoasă, nu este zbuciumată. Când este un zbucium, o neliniște din aia, o dorință nețărmurită, da? Cum ne arată cumpătarea inversată, acolo este cel puțin un sâmbure de karmă. E ceva care agită apele, e ceva care, cum spune englezii, triggers you. Deci e o chestie care trezește în tine anumite lucruri care trebuie rezolvate sau trezește în ambii. Deci sunt, de fapt, chestiuni care nu sunt în aliniament. Când e neliniștea aia, ceva e în neregulă acolo, da? Despre asta este vorba. Bun, trecem și la etalarea numărul 2. Bun, avem aici cartea judecății, 9 de monede inversat și regina de băte inversată. Ce simte acum pentru dumneavoastră această persoană? Înainte de toate vreau să subliniez zodiile care apar aici, respectiv balanță foarte puternic, iarăși zodiile de pământ, taur, fecioară, capricorn și zodiile de foc, săgetător, berbec, leu.
Aici clar se observă dorința a reîmpăcării, a reînvierii legăturilor, a reconsolidării, a reînceperii ceva ce părea chiar, deși nu sună foarte bine, mort și îngropat, pentru că avem cartea judecății, care, exact ca la judecata de apoi, da, morții înviază și trăiesc din nou, da, din slava lui Dumnezeu. La asta se referă și aici, deci ca și cum o trâmbiță, un semnal din partea acestei persoane, poate să fie minor, poate să fie vouă, să vi se pară că vă sparge timpanele sau că nu vă vine să credeți ochilor ce citiți, în cazul în care vă scrie, dar această reîntoarcere a persoanei pare ceva incredibil, pare ceva de nivelul paradisului, paradisiac al unei apariții neașteptate pe cer. Da? În sensul acesta, da? Deci apare ceva bulversant și o reînviere a legăturilor în cel mai incredibil mod cu putință. Probabil aici foarte multe legături ale celor s-au întrerupt, s-au încheiat chiar, cel puțin la prima vedere. Persoana asta simte că nu mai are acea pasiune și chiar stabilitate pe care și satisfacție, da, de viață în general pe care dumneavoastră îi oferează, adică cumva prezența dumneavoastră, mesajul dumneavoastră îi asigură sau îi asigură dacă mențineți legătura, cei mai puțin de la această etalare, îi asigurau stabilitate, un confort psihic mai ales, da? Îi asigura pentru că avem foarte mult așa energia balanței care tronează peste celelalte și care sunt cărți frumoase, din păcate inversate, dar persoana asta simte că dumneavoastră aduceați așa un soi de estetică în viața ei, o estetică spirituală, o estetică ambientală, în felul în care cumva, prin sfaturi, prin vorbe frumoase, îi aranjați și lui sau ei anumite chestiuni în viață, da? Pur și simplu, persoana asta se simțea bine când comunica cu dumneavoastră. Sau se simte bine când comunică cu dumneavoastră și lucrurile o să se mai înnoade puțin. La unii, într-adevăr, e posibil întâi să apară o ruptură mare și abia apoi o revenire. E foarte mult vorba aici despre dor, despre lipsă. Da, vedem acele două cărți inversate care arată niște femei foarte frumoase, niște femei pasionale, creative, care știu să culeagă în sufletul și în viața lor cel mai frumos din jur, știu să pună în valoare lucrurile și persoanele de lângă ele. Și asta pare să-i lipsească acestei persoane. Felul frumos în care dumneavoastră îi puneați direct sau indirect ordine în viață. Și e vorba aici de o lipsă și la nivel fizic, material, punctual, cât și la nivel mental, așa, instinctual, fizic, trupesc. Cu alte cuvinte, persoana asta simte că trebuie să revină în viața dumneavoastră. Iar dacă a revenit deja, să spunem, după o mare perioadă de absență, văd că în primă fază lucrurile o să meargă mai încet și nu o să simțiți, de fapt, toată satisfacția și pasiunea pe care ați vrea să le simțiți. Să ca și cum ceva s-a schimbat în persoana asta odată cu întoarcerea ei. Ca și cum nu mai e cel la care, sau acum când se manifestă mai fățiș către dumneavoastră, mai deschis, vi se pare că de fapt și-a cam pierdut din farmec. Deci aici s-ar putea să fie și unele cazuri în care persoana asta, dacă deja s-a întors, vouă să vi se fi cam luat de această persoană, de toanele ei, de schimbările ei, de neimplicarea ei, de instabilitatea ei, de faptul că cumva profita de toate aturile dumneavoastră și făcea viața mai frumoasă, dar el sau ea, poate cine știe cum și în ce situație era implicat, implicată, și voi rămâneați de fapt pe din afară, nu obțineați ce vă dorea, adică persoana să obținea tot ce își dorea de la dumneavoastră, dar dumneavoastră nu. Și atunci, evident, era un dezechilibru între ce
Între cerere și ofertă, între ce dorea unul, ce oferea celălalt. Sfaturile dumneavoastră îl ajutau mult. Îl ajutau efectiv în viața de zi cu zi și în rutina lui și în împlinirea de toate zilele. Dar, într-adevăr, din partea dumneavoastră, văd ca lucrurile să se mai domolească. Și cred că e o atitudine bună pentru că persoana asta trebuie să mai dovedească niște lucruri și nu puține. Deci, simt atât de mult golul ăsta și atât de mult ceea ce v-ați fi dorit să arate, până nici nu măcar nu era vorba de niște lucruri însemnate sau care să-i fi mâncat foarte mult timp sau. Dar persoana asta a amânat sau a refuzat la timpul potrivit să arate ceea ce știa că aveți nevoie și nu a făcut-o. Iar acum cumva regretă că dumneavoastră vă implicați și el mai puțin sau deloc sau spre deloc. Cert este că cel puțin conștientizează pierderea și își dă seama că e ca posibil ca dumneavoastră să vă fi întors fața de la el. Da, poate în altă direcție, poate nici măcar într-o altă relație, dar cum e doamna asta de aici cu un animăluț, poate pur și simplu aveți un animal de casă și din partea lui primiți iubire necondiționată. Și în rest, la fel. Deci persoana asta se gândește ca și cum v-ați mutat privirea de la el și o duceți foarte bine și în lipsa lui. În unele cazuri, din păcate, s-ar putea perioada persoana asta, sunt puține cazuri în astea, dar trebuie să le menționez, s-ar putea ca persoana asta să considere că dumneavoastră v-ați dus la mai bine, ați uitat de el și acum el trebuie să facă eforturi ca să vă reatragă în sfera lui. Pentru că simte că trebuie să aibă și el ceva de câștigat din toată legătura asta cu voi. Dar chestia este că el a primit deja, dar nu aprecia la timpul potrivit. Acolo unde lucrurile merg bine între voi sau relativ bine sau aparent bine, cum ziceam, la unii s-ar putea să termine o vreme lucrurile, apoi să o ia de la început, dar mai bine. În alte părți tot s-ar putea să fie, nu știu, niște nemulțumiri, poate niște probleme cu idealurile voastre, cu pasiunile dumneavoastră, unul se trage într-o direcție, unul mai mult în cealaltă. Deci totuși s-ar putea să fie niște chestii aici unde nu vă asemănați și care nu prea pot fi duse la un numitor comun. Și asta creează totuși o insatisfacție. Dar vedeți voi despre ce e vorba atunci când părți din ce am spus eu aici vor lua ființă, da? Mi-a părut bine să ne reauzim. La revedere!